Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în cabinetul din umbră în această seară. Discutăm despre prețuri mari și tarife majorate. Pentru că urmează, din câte înțelegem de la economiști, reacții în lanț. Și aceste reacții în lanț se vor răsfrânge asupra prețurilor cu care ne tot confruntăm în ultima perioadă. Aceste prețuri vedem că cresc destul de tare și periodic. Invitații din această seară sunt Dan Perciun, deputat PAS, șeful Comisiei Protecția Socială din Parlament. Bună seara, domnule Perciun. Bună seara, domnule ministru. Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Liberă Bălți. Bună seara, domnule Ciobanu. Bună seara, mersi pentru invitație. Și un pic mai târziu se va alătura Alexandru Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor, pentru că în partea aia a agricultorilor, situația în momentul acesta este destul de complicată după ultima majorare a prețurilor la carburanți și după ultimele scumpiri care au avut loc. O să începem cu dumneavoastră această discuție ca să-i dăm voie domnului Perciun să respire un pic pentru că a alergat spre noi. Să ne spuneți dumneavoastră cum simțiți și ca antreprenor, dar și ca cetățean această criză prin care noi trecem astăzi. Trece toată regiunea, trebuie să recunoaștem. Da, mulțumesc pentru întrebare. Asta este realitatea, deci trebuie să ne confruntăm cu ceea ce avem. Deci și nu, acum nu trebuie de căutat vinoveții, trebuie de soluționat problemele cu care ne confruntăm. Evident că există o presiune foarte mare asupra mediului de afaceri, fiindcă noi avem companiile care sunt rezidente în zona economică liberă, Bălți, deci chiar la un salariu mediu foarte atractiv, după mine, de peste 10.000 de lei, deci sunt fluctuații mari, deci multă lume pleacă din cadrul companiilor, fiindcă nu își pot achita cheltuielile de întreținere și mă refer aici la plata de facturi alimentare. Da. Deci, după mine, deci, ar trebui aici să avem o celulă anticriză, da? Pentru a combate toate aceste fenomene. Mă refer aici la criza energetică, criza alimentară. Și aici, iarăși, știți cum, ca în câmp de fotbal, când joacă jucători, fotbaliștii, și privesc 20.000 sau 30.000 de spectatori și toți se dau cu părere, toți sunt profesioniști. Dar vorba moldovenilor pretutindeni, a vorbi nu înseamnă a târâi în spate saci, da? Povara. Da. Deci noi aici trebuie să începem de la rădăcinile problemelor, da? Deci cea mai mare problemă la ziua de azi, care volens noi se reflectă în produsul finit, sunt costurile la energie, da? Și vorbim aici de electricitate și la gaz. Deci noi trebuie să avem această celulă de anticriză. După mine, neapărat ar trebui să fie Banca Națională, deci Guvernul, Consiliul Concurenței, deci aceste trei structuri și de ce nu ar putea un coordonator la aceste structuri, ar putea fi și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Fiindcă noi am văzut că când se dorește, se reușește și chiar cu energie electrică, când practic era ultima sută de metri, până a fi semnate aceste contracte, pare mi se că undeva ajungeau la 100 de dolari, deci după intervenția chiar același domnul Recean, deci a fost, a negociat, după aia prețul, adică a putut fi adus, iarăși prin negocieri, prin... Într-o perioadă scurtă, cu niște ceveri care nu știu dacă au plăcut la toată lumea. Iarăși, știți cum, în timpul războiului orice metode sunt bune, iarăși, aici vedeți cum noi vorbim de, vrem să nu avem dependența asta de Rusie, iar de altă parte ne lovesc aceste scumpiri și ne duc la pragul sărăciei. De ce? După mine, cu energie electrică sunt sigur că se poate de avut un contract de lungă durată la un preț foarte bun pentru noi. Foarte bun asta ar însemna că să revenim la prețul ăsta de sub 60 de dolari. Cu cine? Cu aceeași Ucraina, fiindcă eu trebuie să recunosc că acum 3 săptămâni m-am aflat în Austria și m-am întâlnit cu un consilier a ministrului energeticii și el mi-a zis că ei, asta a fost 3 săptămâni în urmă, deci mi-au zis că ei au primit o indicație și au luat o decizie pentru a crea o întreprindere de stat,
fiindcă la ziua de azi, chiar și energia atomică care ei o produc, ei nu pot, nu au dreptul, nu au dreptul să exporte în afara țării. Deci sunt dealeri și intermediari care exportă această energie electrică. Acum ei creează această întreprindere de stat cu permisiunea, cu dreptul de a exporta energie electrică în afara țării. Și eu cred că noi, având, după mine, relații bune cu Ucraina, deci ar trebui, probabil, persoane responsabile să meargă acolo la Kiev să discute ca să avem acest preț pentru energie electrică. Cu gaz, de evident, este mai greu, fiindcă avem ce avem, dar iarăși, la acel moment, probabil, prin prisma conjuncturii care a fost anul trecut, acesta a fost rezultatul. Dar eu cred că de lungă durată ar trebui să renegociem acest preț cu gazul sau să cătăm alte alternative din alte țări, fiindcă 5 ani pe această formulă cred că ne va distruge complet. Da. Vreau să vă întreb, domnule Perciun, dacă v-ați gândit, sau guvernarea, dacă s-a gândit la o posibilitate de creare unei astfel, sau dacă credeți că este momentul deja pentru crearea unei astfel de celule de criză, pentru că parcă noi vă spunem ca cetățeni că lucrurile astea încep să ne enerveze cam tare. Noi simțim că răbdarea cetățenilor este testată în această perioadă de timp. Credeți-ne că o simțim, pentru că noi continuăm să mergem în teritoriu, să discutăm cu oamenii și să comunicăm activ, așa că opiniile oamenilor nu sunt bine cunoscute. Așa că opiniile oamenilor nu sunt bine cunoscute. Acum există la nivel de guvern un comitet privind stabilitatea prețurilor, care face parte și Banca Națională și Consiliul Concurenței, care se întrunește cu anumite frecvențe și discută subiectele. Sunt de acord că s-ar putea de impulsionat anumite eforturi pentru a asigura o mai bună colaborare între toate instituțiile, pentru că este foarte important la această etapă. În același timp, cred că e corect să avem și așteptări rezonabile. Deci, într-adevăr, datorită negocierilor care au existat cu Moldova Gres și acele situații, noi am reușit să amânăm cu 2-3 luni, practic, majorările prețurilor la energie electrică. În același timp, noi ne-am obligat prin legi să cumpărăm și de la a doilea furnizor, care în cazul de față este Ucraina, care oferă inevitabil mai scump energie electrică, pentru că nu beneficiază de gaz gratuit din Federația Rusă și era și de așteptat prețul să fie mai înalt. În ce măsură ucrainenii ar putea să ne dea un preț mai jos? Este o întrebare foarte dificilă, pentru că ei, citeam chiar azi, au deja posibilitatea să exporte în Polonia și respectiv în toată Uniunea Europeană. Mai scump. Ei planifică să aducă în bugetul de stat peste 1,5 miliarde de dolari. Și în aceste condiții, de ce ei ar decide să ne facă o favoare în situația în care ei au nevoie de resurse financiare, evident, pentru a-și finanța economia, situația asta dificilă, pentru a face față războiului, e un subiect foarte complicat și nu... Bineînțeles că discuțiile trebuie să aibă loc și inclusiv acum noi, dacă eu bine înțeleg, cumpărăm energie atomică, apropo, de la Ucraina. Da. Deci, în sensul ăsta, ei au făcut o excepție pentru noi, că ne vând energie atomică, care este mai ieftină. Printr-o întreprindere de stat. Care este mai ieftină și cumva s-a discutat acest aspect, ca pentru Republica Moldova să se întâmple acest lucru, deși legea lor nu permite. Și au găsit o soluție care să ne permite să cumpărăm mai ieftin. Acum, dincolo de asta, generozitatea ucrainenilor în situația actuală, când ei pot vinde mult mai scump pe piața europeană, este un subiect de discuție și trebuie să avem așteptări realiste în același timp. Unde cred eu că este spațiu pentru discuții adiționale, ține de compensațiile pe care le oferă guvernul pentru mediul de afaceri. Deci pe gaz au existat acele compensații pentru toată lumea până la 500 de metri cub și pentru cei care au mai mult de 5% din cheltuieli legate de consumul de gaze naturale. Cred că putem discuta acest subiect mai mult și vedea dacă există resurse în buget pentru a veni și mai departe în suportul business-ului pe acest segment și de a avut eventual și o discuție pe energie electrică. Cred că este important să ținem producătorii locali și companiile care produc aici în Republica Moldova, în esență, și exportă inclusiv în perioada asta, pentru că dacă noi susținem pe ei, efectul asupra prețurilor o să fie și mai mare. Și ei riscă să alimenteze, pur și simplu. Deci este important. Acum, dacă ne referim la agricultori, de exemplu, statul a majorat cu 75% fondul de subvenționare a noastră. Dacă ne referim la afacerile mici și mijlocii,
UDIM-ul, care este Agenția de Implementare a Ministerului Economiei, da? Care oferă granturi, credite preferențiale, subvenționează dobânzile și a triplat bugetul anul ăsta. Deci la 100 de milioane de lei, la 300 de milioane de lei, plus au fost acele compensații, plus luna iunie colegii o să prezinte un nou concept a codului fiscal pentru politica bugetară fiscală pentru anul 2023. Acolo o să fie noutăți bune pentru business, deci vorbim și de măsuri mai simple, dar n-am dat toate detaliile pentru că o să o prezinte în curând, dar este un proiect pro-business pe fiscalitate. Da, până atunci e nevoie de niște intervenții, clar. E nevoie. Și despre ele vreau să ne spuneți mai degrabă, până în 2023. Păi, ziceam, compensațiile despre care există și care trebuie de asigurat că ele se absorb și ele ajung într-adevăr la aceste companii. Putem discuta dacă trebuie targetat și alte sectoare pe lângă cele care sunt targetate. Dar, în esență, unde trebuie să intervenim e pe agroalimentar. Și aici e discuția pe agricultură. Da. Da? Și dacă îl așteptăm pe domnul Slus, da, discutăm atunci. Îl așteptăm. Vreau să discutăm un pic despre situația de pe piața carburanților, pentru că aici, mai ales în ultimele 2-3 zile, se întâmplă ceva și noi vrem să înțelegem ce se întâmplă. Cei de la Agenția pentru Reglementare Energetică ne tot asigură că noi motorină în Republică avem, că motorină în țară a intrat, dar noi vedem realitatea de la pompă, care arată altfel, că sunt benzinării care nu vând motorină într-o perioadă în care oamenii au nevoie de motorină. Și mă refer aici, în primul rând, la agricultori care fac lucrări agricole. Spuneți-ne dumneavoastră, probabil, cu siguranță aveți mai multe informații decât noi, ce se întâmplă cu motorina. Se întâmplă războiul din Ucraina, pentru că toată tehnica militară consumă motorină. Prețul în Ucraina, prețul în Ucraina este mult mai atractiv și asta creează o problemă pentru Republica Moldova, pentru că se reorientează importatorii și totodată pun presiune pe Andreea pentru a le oferi o marjă mai mare. În același timp, mai există rezerve, într-adevăr. Eu am participat la o ședință alături de Comisia Parlamentară care a fost creată pe subiectul prețurilor la benzină și stocuri sunt. Ele nu sunt mari și CSE-ul astăzi au aprobat câteva decizii importante. În primul rând urma să aprobe cel puțin obligativitatea de a deține stocuri de cel puțin 7 zile pentru benzină și motorină, ca să ne asigurăm că nu ajungem în situația în care ea brusc se finalizează. Uh-huh. În al doilea rând, există o problemă logistică. Când vorbim de portul de la Giurgileș, pentru că el a devenit brusc un hub logistic foarte important pentru Ucraina și inclusiv pe dimensiunea motorină, și atunci CSE-ul azi a stabilit că importul de motorină produse energetice pentru Republica Moldova trebuie să fie prioritar, ceea ce înseamnă că portul trebuie să facă un efort ca să prioritizeze motorina care vine în Republica Moldova și să nu blocheze toată activitatea portului doar cu motorina pentru Ucraina, ca să nu ajungem într-o situație dificilă. Și în al doilea rând, știu că de astăzi, vama are un mecanism prin care primește de la importatori, prin ARES sau prin Ministerul Infrastructurii, lista tirurilor care stau în vama, care aduc petrol și motorină. Uh-huh. Benzină și motorină, în așa fel încât să fie prioritizate din nou și să nu ne trezim cu stații în care stau cisternele efectiv în vamă, în loc să ajungă în stațiile PECO. Deci se intervine pe aceste două dimensiuni logistice ca să fluidizeze un pic fluxul și este această discuție despre obligativitatea stocurilor, ca să evităm situații complicate dacă s-ar termina aceste resurse, dar stocurilor pentru importatori. Pe teritoriul Republicii Moldova, deci să fac stocuri de 7 zile. Aha. În așa fel încât sunt întotdeauna să există o pernă. Prevederea asta exista și până acum. Nu există o prevedere privind stocurile obligatorii. Nu există? Nu există. Da, există. Eu știu că ea a fost. A fost, cel puțin ea acum nu este. În Uniunea Europeană ea există, dar trebuie să ținem cont că în Uniunea Europeană ei nu plafonează marjele pentru importatori. Vedem și piața este liberă, da? Pentru că stocurile, evident, sunt o presiune adițională pentru ei. Dar în situația asta în care ne aflăm, cred că este principal ca ei să facă stocuri. Mă uitam la un comentariu pe care l-a făcut azi Vyacheslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, care spune că criza motorinei este cauzată exclusiv de formula aceasta stupidă de plafonare zilnică a prețurilor la produsele petroliere. Această formulă funcționează câine cânește, spune el.
în perioade liniștite pe piață, dar în perioade de criză și modificări bruște a prețurilor, doar aruncă piața în paralizie totală. Nu, domnule Nețu, a exprimat o opinie, eu n-am auzit un argument în această opinie. Bun, este o bucată de opinie, n-am citat-o toată. Pot să vă spun că, deci mecanismul care este, el e acela care a fost votat inclusiv în legea oleinic, el plafonează prețul, marja. El plafonează marja pentru importatorii, 2,60 lei. Mai mult decât atât, la litru de motorină, nu câștigă. Discuția este despre faptul dacă plafonarea trebuie făcută zilnic sau bisăptămânal. Da, dacă trebuie să urmeze prețul plat zilnic sau media, sau să recalculeze odată la două săptămâni, dar nu media, și așa să ia media pentru 14 zile anterioare. Și aici sunt și avantaje, sunt și dezavantaje pentru ambele modele, dar să zici că prețul se datorează doar faptului că se schimbă zilnic și nu se schimbă bisăptămânal, îmi pare o manipulare, pentru că trendul este ascendent și în toată lumea este ascendent. Prețurile au crescut peste tot. Și, în esență, poate am fi ajuns mai greu la cotațiile care sunt azi, la prețurile care sunt, dar oricum am fi ajuns. Deci este trendul, din păcate, în toată lumea este ascendent la aceste prețuri. Acum, e bine știut că principalii consumatori de motorină și benzină sunt agricultorii și transportatorii. Da. Pentru agricultori a fost introdusă acum acea returnare a accizului de 30%, care trebuie să recunoaștem că încă nu este foarte populară și nu este foarte populară pentru că trebuie să ai factură, inclusiv. Și ca să ai factură, trebuie să cumperi legal acest produs. Acum, asta s-ar putea să fie o barieră, poate neanticipată pe locul. Și spun agricultorii că nu e chiar nici suficientă. Noi putem discuta, dar mă tem că nici pentru 30% nu sunt aplicări suficiente. Deci nici ceea ce se oferă nu a generat o cerere exagerată. Da? Pentru că dacă noi am fi văzut că s-au depus cereri care echivalează de 3 ori peste bugetul care a fost alocat, atunci poate noi am fi identificat resurse suplimentare și așa. Dar în condițiile în care nici acești 30% nu sunt valorificate, apare o întrebare. Pentru transportatori, să avem o discuție cu Ministerul Infrastructurii și cu ANTA, să vedem dacă putem găsi un mecanism de subvenționare țintit a costului pentru transportul interurban. Cred că aici ar fi cel mai potrivit. Noi am avut o discuție, inclusiv la biroul politic, inclusiv în fracțiuni, referitor la TVA, acciză, pe motorină și așa. Și s-a discutat pe asta. Dar întrebarea este următoarea. Noi, orice intervenție pe TVA sau acciză înseamnă că indiferent de modelul mașinii, indiferent de volumul consumat, indiferent de profilul socioeconomic al consumatorului, toată lumea beneficiază de aceeași reducere. Da. S-ar putea să fie un model mai bun în care noi colectăm, dar după asta subvenționăm targetat anumite categorii. Uite, de exemplu, subvenționăm agricultorii, da? Să subvenționăm transportul interurban. Pentru că, până la urmă, vrem să încurajăm oamenii inclusiv să circule cu transport public și așa mai departe. De ce este această discuție? Ea nu este simplă nici pe interior. Noi auzim și argumentele care sunt invocate în public și încă nu există o decizie. Dar s-a inițiat o discuție despre mecanismul de subvenționare a transportului interurban și cred că trebuie cel puțin să explorăm care ar fi costurile și modelul prin care asta s-ar putea de realizat. Iarăși, transportul interurban este un sector negru. Asta e la un nivel de idei deocamdată, da? E la nivel de calcule, ca să vedem cât costă exact. Și cu cui dați? Pentru cei care fac naveta zilnic. Operatorilor de transport. Asta este un model să-i dai operatorul de transport, este alt model, omul să vină cu tichetul și dacă are bilet, dacă l-a cumpărat, să-i dai înapoi o parte din costul acelui bilet. Asta înseamnă că omul trebuie să duc la casă și cumpere bilet și după asta să-i dai bani înapoi, să-i compensezi o parte din acel cost. Iarăși este un sector în care evaziunea fiscală este asinea acasă și atunci poate este o idee că noi să folosim aceste subvenții de la stat care noi le oferim pe diferite sectori, totuși folosim și ca un instrument de înălbire a economiei și de responsabilizare fiscală, dar facem calculi, vedem cât ne costă asta, vedem cât ne costă, de exemplu, reducere la TVA și acciz, vedem ce disponibilități sunt în bugetul de stat, pentru că de asta trebuie să ținem cont. Da, încasările la bugetul de stat, la TVA și acciz au crescut, da, dar au crescut și cheltuielile pe protecție socială cu 30%. Da, noi am dat compensații pentru energie termică de 3 miliarde. Da, majorarea la pensii din octombrie și după aia din luna aprilie, care a fost mai costat încă 3 miliarde.
Da, s-a majorat fondul de subvenționare cu 700 de milioane de lei, înțelegeți? Deci bugetul de stat tot nu e elastic și trebuie să încercăm să echilibrăm toate aceste aspecte, și dar o anumită intervenție eu cred că trebuie. Mai mult ca atât, ce mai face guvernul pe dimensiunea asta sunt lista produselor sociale. Deci lista produselor sociale sunt produsele la care se plafonează marjele comerciale. Da? De exemplu, din momentul importului până la vânzarea lui în supermarket, roșii... Sunt câteva produse acolo, nu sunt... Este o listă de 20, guvernul a extins, era mai scurtă, ea s-a extins, a fost inclus, de exemplu, ouăle, carnea de pui, carnea de porc, roșiile, dacă nu greșesc. Și este acea marjă reglementată. Acum este important pe de-a parte fiscul să meargă să asigure că retailerii respectă aceste marjă și s-au făcut vreo 300 de controle, dar cred că este bine să facă, pentru că e bine să facă, de principiu. Nu întotdeauna agenții economici sunt loiali în respectarea prevederilor legale. În al doilea rând, de exemplu, am făcut calculele cât ne-ar costa dacă am reduce TVA-ul pentru aceste produse sociale, la care astăzi este în continuare 20. De exemplu, TVA-ul în Moldova la ou este astăzi în continuare 20. Dacă l-am reduce la 8%, cum este pentru majoritatea, asta ar presupune o reducere de 2,5 lei la 10 ouă procurate. E destul de substanțial, da. Dar pe toată gama asta de 20 de produse, doar pe TVA-ul ratat la import, doar TVA-ul ratat la import ar fi 150 de milioane. Asta e pe produsele importate, dar pe ceea ce se produce local, probabil ar fi dublu. Deci vorbim de vreo 300 de milioane de lei necesare pentru ca să implementăm o asemenea măsură. Noi acum suntem la etapa în care avem măsuri, avem orientativ costuri, ne uităm ce ne putem permite, obiectiv vorbind. Mai mult ca atât, noi trebuie să ținem cont și de faptul că iarna viitoare s-ar putea să nu fie mai ușoară decât iarna care vine, decât iarna care a fost. Cu siguranță asta vedem. Și asta înseamnă compensații la căldură, iarăși, pentru cetățeni. Da. Un mecanism mai bun, mai țintit, care să profileze mai bine beneficiarul, pentru că noi anul ăsta în esență am dat la tot, dar nouă ne trebuie rezervă. Important este aceste măsuri de sprijin despre care vorbiți dumneavoastră, ele se vină cumva aproape paralel, concomitent cu scumpirile care au loc, pentru că dacă o să implementați aceste idei pe care mi le-ați spus azi, peste 3 luni, o să ajungem că populația pur și simplu a tăiat tot de prin jurul casei și nu mai are ce mânca. Da, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră despre situația asta cu carburanții și ușor, ușor să mergem spre aceste măsuri despre care a vorbit domnul Perciun, măsuri de sprijin pentru populație. Dacă vi se par în măsură să ajute oamenii. Bun, sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus Dan, deci neapărat trebuie această listă a produselor sociale, deci trebuie verificată la agenții economici, fiindcă, iarăși, noi nu suntem nemți, fiindcă la nemți, da. Eu trăind 4 ani în Germania, acolo de mic copil, nu sări, nu trânti, nu închidi ușa prea tare, da? Este o educație oricare. Ori la noi știm foarte bine, deci... proprietarii de lanțuri, magazine, dacă au posibilitatea să câștige un ban în plus, deci nu se mai uite el la componenta socială sau la sutele de mii de oameni care ar putea să pătrimească. De aceea, eu cred că aici ar trebui chiar de, după mine, ar trebui chiar Comisia pentru Situații Excepționale să privată niște mecanisme pentru Consiliul Concurenței, fiindcă haideți să ne uităm prin prisma realității, fiindcă noi cunoaștem ce avem în Moldova, deci același sistemul justiției, deci încă nu este reformat, suntem acum la o etapă așa mai embrionară și închipuiți-vă că vine, de exemplu, un control de la fisc, da, și încearcă pune o amendă. Agentul economic merge mai departe, atacă în instanța de judecată, da? Și în instanța judecată, vă dați bine seama, aici poate să dureze și mai mult timp, unii poate găsesc și căi de soluționare în instanța judecată și atunci efectul nu este prea, să zic eu, prea eficient, deci aici trebuie ceva mai dur, da? Dacă în cazul când s-a depistat că ai o astfel de problemă, că ai mărit, nu știu, adaus asta comercial, dar mai bine zis marja asta de profit, deci ori ar trebui să-i stat activitatea, ori ar trebui cumva mai dur de acționat. Fiindcă eu m-am uitat lanțurile astea de magazine, deci unii au profit de miliarde pe anual. Deci e foarte bun, eu nu știam că este așa inițiativă de a verifica acești vânzători. Legat de petrol.
Legat de petrol, aici iarăși, eu cred că ar trebui încă o dată revizuită această lege și în caz că vedem că această lege nu este cea mai bună sau această formulă de calcul nu este cea mai bună, eu nu văd o problemă, dar așa e în timp de criză, așa e în timp de război, deci dacă trebuie, poate de revenit, de intervenit încă o dată la această lege. În ce sens de intervenit? Asta e întrebarea, că de intervenit cred că n-au o problemă ca o majoritate. Da, în ce sens? Pentru că vedem că nu e numai la noi treaba cu creșterea prețurilor la carburanți. Adică dacă se intervii, în ce sens? Păi se intervii chiar aceleși accize, iarăși cum spunea și Dan. Deci pe de-o parte renunț la aceste TVA-uri sau la o bună parte din acciz, fiindcă eu m-am uitat ce fac și alte țări, de exemplu România, Macedonia, Serbia, și mulți încearcă și prin prisma la aceste accize cumva să diminueze acest preț. Dar în linii generale, asta e situația, deci nu putem noi, nu suntem cumva o insuliță ruptă de toate procesele economice. Deci aici știți cum, iarăși, sunt mulți critici, dar asta este realitatea. Am citit ieri, iarăși cineva din analiștii economici spunea că din prețul per litru de carburant pe care noi îl cumpărăm, 11 lei și ceva, aproape 12 lei, se duc la stat. E același comentator. Mi-a rămas doar comentariul, nu știu. Deci uitați-vă, sunt două dimensiuni pe care spate de intervenit. Îmi pare mult, adică aici aveți o marjă bună de intervenție. Două componente variabile. Pentru că plața nu e variabil, da? Prețul internațional e prețul internațional. Da. Pe lângă prețul internațional este marja comercială pentru importator, 2,60. Acum, reducerea de la 2,60 mai jos e foarte problematică. Pentru că în 2016 marja pentru dânșii era 3,20. În 2016 au trecut 6 ani de zile. Și credeți că ei pur și simplu nu o să mai aducă? Da, eu cred că ei pur și simplu nu o să mai aducă, efectiv. Și asta este un risc de care noi la fel trebuie să ținem cont. Și marja este, ei vor să fie mărit, noi, eu cred că este categorică, ea să rămână așa cum este, să nici într-un caz să nu fie crescută, dar spațiul de a o reduce mai jos este discutabil. O altă intervenție posibilă este, iarăși, schimbarea frecvenței cu care se recalculează prețurile de la zilnic la bisăptămânal, și asta e o discuție mai lungă, pentru că dacă o treci la bisăptămânal, riscul este că tu ai să ai o majorare în loc de, nu știu, 10, 20, 30 de bănuți pe zi, tu ai să ai brusc o majorare de 5-7 lei. Cum o să reacționează oamenii la majorare de 5 lei bună oară? Este un semn foarte mare de întrebare. În a doilea rând, în momentul în care tu crești această durată, iarăși asta generează niște probleme cu stocurile. Dar asta nu înseamnă că nu poate fi eventual discutat. Pentru că, pe de-o parte și pentru noi, politic vorbind, în fiecare zi să avem știri despre majorări, este destul de complicat. M-am gândit la asta. Așa că este și un rotientament anumit politic, dar în același timp trebuie să cântărim cu efectul pe care l-ar avea peste noapte, o majorare de 3, 4, 5 lei la pompă. Asta e o întrebare delicată. Și cealaltă parte este statul. Da? Acciză și TVA. Dar din acciză și TVA se plătesc pensii, salarii și compensații de tot felul. Și aici este o decizie pe care putem să o discutăm, dar trebuie să înțelegem că sunt anumite consecințe. Deci dacă reducem din TVA sau acciză, trebuie să reducem din anumite cheltuieli. Și eu n-aș vrea să reducem din pensii, salarii sau compensațiile pe care le oferim. Este, credem, în continuare cu un model mai bun să colectăm aceste taxe, după care să le distribuim țintit sectoarelor economici care au nevoie sau categoriilor de cetățeni care au nevoie deosebit de acest ajutor, iar cei care își permit să meargă, să consume multă benzină și așa, sau motorină, pentru că au un anumit stil de viață, să absorbă aceste creșteri. Pentru cei care au nevoie, în mod deosebit, să venim cu ajutor. Dar e o discuție care poate fi continuată, dar mi-mi pare că, pur și simplu, este onest ca și cei care vin cu aceste propuneri să zică de unde noi reducem. Da? Să zic că, bine, reducem TVA-ul și acciză, dar cum compensăm aceste reduceri din costul căror cheltuieli? Pentru că este un impact bugetar semnificativ și el trebuie discutat dacă vrem să avem o discuție cumva
consistentă, dar nu una bazată pe emoții. Și este adevărat că sunt țări care au intervenit, dar acele țări n-au dat compensații așa de generoase, cum este România, de exemplu. România nu a oferit nici pe aproape acele compensații care le-am oferit noi pentru energie termică și în perioada de iarnă, exact. La dânsii costul a fost mult peste ceea ce am plătit noi în tarif. Da, deci sunt plusuri și minusuri pentru fiecare dintre aceste opțiuni. Ungaria a oferit un pachet destul de generos. Veneau alegerile, pentru Orban era principal, este și o țară mult mai bogată și ei au avut un pachet mai dramatic. În general, ei au așa un pseu populist, câteodată multe dintre măsurile pe care le adopte, câteodată asta e bine, câteodată asta e rău. De exemplu, ei taxează, acum se discută, despre taxarea asupra profiturilor pentru bănci. Asta discută și Marea Britanie, de altfel. Lanțurile de retail, într-adevăr, supermarketurile au profituri mari, au avut profituri foarte mari și în pandemie, pentru că s-au închis piețele, oamenii s-au reorientat, a fost cumva un venit nesperat. Uh-huh. Se poate depăta o discuție despre taxarea adițională a acestor venituri nesperate pentru anumite ramuri ale economiei. De exemplu, în cazul băncilor, ceea ce facem la moment, este un proiect înregistrat, o să plafonăm comisioanele la plata cu cardul la 0,5%. Acum el ajunge și la 3%. Asta înseamnă pentru bănci venituri ratate de până la 120-130 de milioane de lei. Dar iarăși, eu cred că este principal că noi să mergem până la capăt, pentru că trebuie să dezvoltăm economia. Deviem un pic de la... Dar sunt curios, de ce faceți asta? Pentru că este foarte scump pentru un agent economic care are terminal și când plătește client cu cardul, până la 3% din costul achiziției pe care a făcut-o clientul se duce la bancă. Vă dați seama că asta este un impozit de 3% pe venit, efectiv pe tot rulajul companiei. Această plată a rămas neschimbată în ultimii 10 ani în condițiile în care rulajele au crescut prin plăți electronice. Și atunci noi considerăm că este corect să redistribuim un pic aceste venituri înapoi spre agentul economic și doar în favoarea băncilor. Deci sunt anumite măsuri care se mai întâmplă în orientate anume spre susținerea business-ului mic și mijlociu, poate în detrimentul rechinilor ăștia mai mari. Trebuie să luăm publicitate, revenim în scurt timp și continuăm discuția. Sunt Pașa Parfene, țin un pic. Hai să vedem dacă este aici de lucru. Poți schimba scenariul. Ajunge! Nu schimbăm nimic azi. Să facem cunoștință cu profesii mai puțin populare. Băi, vântul! Te aduci, îl pui în spate. Am niște senzații foarte ciudate. La București! 35 și... Trăiesc! Hai, lasă-te, e frumos! Uite la firma băiatului, Moș Crăciun. Așa. De aici pornesc poveștile noastre în toată lumea. Iar lumea devine mai bogată cu poveștile noastre. Moldova crește eroi și răspândește peste tot. Pe 7 continente, în zeci de țări și sute de orașe. Moldovenii duc ceva de acasă peste tot. Curaj, stil de viață, mentalități, tradiții, apetitul pentru muncă și o viață nouă. Agonisim în pribegie experiențe și istorii remarcabile. Ne facem iubiți și văzuți oriunde. Dar în final, toate drumurile duc acasă, cu trup și suflet. Cealaltă Basarabie, vineri, doar la Jurnal TV. Ei, nu știu cum voi, dar cred că fiecare, nu? Când îi sprânești ceva frumos, gustos, miroase, fain, apoi ești așa, nu știu cum, mândru de tine. Fantastic. Bonissimo. Înțelegi? Bun. I will be back. Încercați acasă, neapărat. Ai chef de gătit cu Alexandru Comerzan în weekend la Jurnal TV.
Răsmarii, cântăreață, lasă lumea să spună. La emisiunea asta ne strânge împreună. Lume din toată țara se adună. Odora la ecrane, an de an. Lume din toată țara se adună. Odora la ecrane, an de an. Dora Show, sâmbătă, doar la Jurnal TV. Au fost unele momente când avem senzația că morăm de ea. Cum te simți? Crezi în destin? Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi? Eram într-o stare extrem de gravă. L-am rugat să nu mor, să nu mă lase să mor, pentru că asta mi-a fost presimțirea. Tu trebuie să fii sănătos. Partenerul emisiunii Invitro Diagnostics. Performanță prin analize și consultații medicale. Ai dreptate. Ai oportunitatea să-ți pui în valoare argumentele. În fiecare zi de luni, de la ora 20 la ora expertize. Revenim la discuție. Ni s-a alăturat și domnul Slusar. Bună seara, domnule Slusar. Bună seara și cer scuze pentru nicio problemă. Bine că ați venit. Noi am încercat să zăbovim un pic cu subiectul legat de agricultură și ne-am concentrat mai mult pe problematica legată de petrol și situația de pe piața de carburanți, care oricum îi privește și pe agricultori direct, dar vreau și cumva legat și de situația cu petrolul, vreau să vă întreb ce spun agricultorii. Am văzut o postare de-a dumneavoastră în care spuneți că nu mai pot cumpăra carburant angro. Asta însemnând la un preț mai mic, da? Așa. Ar trebui să fie, dar nu e așa. Da. Deci, care e situația la agricultori acum? Acum vin de la întâlnirile cu agricultorii din Cantemir și Cahu. Situația este mai mult decât dificilă. Nu s-a schimbat. Cel puțin de alaltă ieri, situația nu s-a schimbat. Motorina angro practic nu are, nu vinde nimeni. Oamenii la propriu merg cu canistrele să se alimenteze la pompă, acolo unde mai este motorina. Niște companii deja fac un fel de rânduri, așa cum a fost în perioada sovietică. Un rând să te scrii, să vii dimineața, să ocupi rândul pentru mobilă, pentru toate acestea. Adică pe două săptămâni îi programează agricultorii și deja arată niște conturi de plată cu 31, 32 de lei. Adică ei deja intuiesc companiile că motorina se va scumpi. Și mulți agricultori au suspiciuni rezonabile. Că și vorbesc și cu oamenii de la benzinăriile că motorina este, ea este adusă, da, poate nu în cantități necesare așa cum ar trebui să fie, cum a fost până, la, până nu de mult, dar motorina este, dar dat fiind faptul că, știu că se va scumpi, fiecare zi scumpește, acolo, ca să dea mai scump. Deficit, să dea mai scump și în așa mod se ocolească acea marjă. În mod normal, întrebarea dumneavoastră este una pertinentă, care ar trebui să fie prețul angro. De regulă, angro cu un leu și 10 trebuia să fie mai ieftin decât prețul la pompă. Acum, nu că s-a egalat prețul, dar sunt deja și anumite abuzuri când companiile este trei importatori, fac revânzarea,
la firmele lor afiliate și acele așa încetișor încearcă să vândă acea motorină la agricultori, la transportatori, la alții, la prețul care peste plafon, cu ideea că nimeni n-a să se sizeze. Deja când se creează, pentru ce se creează deficitul dincolo de supraprofitul? Când deja tu ai făcut deficitul, la agricultorii lehamite deja spun dați-mi nouă la orice preț și clar lucru că nimeni din ei nu se sizează la care prețul primește motorina. Și nimeni nu controlează. Noi nu știm care este situația reală. ANREPI de o parte spune că nu există deficitul. Pe de altă parte noi vedem acest deficit. ANREPI cred că are acces la informația, la statistica cât intre. Și Andrei, când vorbește că nu e deficitul, poate tot are ceva. Dar fapt, avem adică un fapt cert, că cu două săptămâni înainte secerișului avem acest deficit, care spune că artificial, care spune că e natural. Eu cred că este combinația de factori, există și momente obiective, dar sub paravanul obiectiv, Cineva face supraprofituri, dar până la urmă suferă agricultorii. Dacă noi în scurt timp nu rezolvăm această întrebare, pur și simplu punem la bătaie recoltarea la prima grupă. Ce o pățin la prima grupă? La grâu, la ors, la rapeță? Și toți sunt foarte revoltați agricultorii și nu înțeleg, toți întreabă, dar statul cumva poate interveni, comisia situației excepționale, poate cumva să analizeze ce fac acești trei importatori. Noi avem trei importatori care importă. E posibil cumva de limitat revânzarea? E posibil de întors marja la procurarea angro care a fost vara trecută eliminată? A fost marja de 1,44 de bani să fie introdusă înapoi acea marjă? Cumva de potolită apetitele. Și desigur toți întreabă în această situație ce facem cu sprijinul. În toate țările europene la care noi tindem și foarte bine facem acest lucru, agricultorii nu achită accizul. Accizul fie de autoculare, motorină, fie să restituie suma de plină. Spunea mai devreme domnul Perciun că există acest mecanism pe care l-au instituit de întoarcere a 30% din acciz, da? Din TVA. Da? Din acciz. Din acciz. Și din câte am înțeles nu prea sunt aplicații, cere din partea agricultorilor. Foarte multe locuri unde am fost. Nu știu dacă există poziția asta la toți, dar agricultorii refuză, întrucât în primul rând este foarte puțin. Să înțeleagă toți că asta, dacă să luăm în sumă, 70 de bani per litru, în ultimele două zile motorina a crescut cu 1,20 lei. Adică întoarcerea aceasta la 30% la acciză este de două ori mai puțin decât creșterea de ultimele două zile. Asta, da, tot un ban în plus. Doi la mână. Doar motorina care e procurată după 1 mai, s-a vorbit că o să fie motorina pentru tot anul 2022, și trei la mână, mecanismul foarte birocratizat. Noi, de la Forța Fermierilor, avem experiență cum s-a împărțit motorina, cei 6.000 de tone de la români. Da. Și noi atunci am pregătit acest regulament cap-coadă și am dat mecanismul că să fie, cum să fie debirocratizat, fără hârtie în plus, care mecanismul, coeficientele. Nu s-a luat în calcul nimic. Și acum agricultorii spun, eu trebuie să pierd timpul în rând să stau, să caut toate numerele cadastrale în loc să ocupe administrația publică locală cu acest lucru, pentru motorina procurată doar după 1 mai și în sumele mizere. Agricultorii toți spun că este un praf în ochi. Și noi am discutat de două ori cu ministrul această întrebare, cu președintele Comisiei pentru Agricultură. Din păcate, nu a vrut doamna prim-ministru să se întâlnească cu noi pe acest subiect. Noi, având experiență cu două regulamente, noi am dat varianta că dacă adăugăm 150 de milioane din toate surplusurile, iată, eu recent am auzit că avem supravenituri în bugetul național, 3 miliarde 600 de milioane. Auzim că există acest ajutor extern, deschiderea fără precedente avem. Și toți agricultorii întreabă, oare nu cerem miliarde? 150 de milioane suplimentar și este posibil de restituit toată suma accizului. Și să înțelegem că această sumă, 2,52 de lei per litru, mai puțin de 10% din costul motorinei.
chiar nu găsim noi 150 de milioane de lei pentru a rezolva această problemă în situația în care prețurile au luat razna. Noi avem creșterea galopantă. În ultimele 7 zile deja asta e da. Ceva... Și mâine tot crește. Și mâine tot crește. Eu câteva precizări aici care da. Sunt importante, pentru că sunt aspecte din ce spune domnul Susar care sunt contradictorii. Deci, în primul rând, pe de-o parte, auzim că nu se restituie motorina care este procurată înainte din 1 mai, da? nu se restituie accizul pe ea, înseamnă că cineva are stocuri. Înseamnă că cineva a cumpărat, are depozit și a făcut stocuri. Facturi. Nu stocuri, facturi, el a consumat deja. Păi, dar nu are nevoie să procure iarăși, pentru că urmează acea prelucrare pe care dumneavoastră îi spuneți, facturile de procurare de la 1 ianuarie, da. Motorina deja consumat. Dar eu înțeleg că sunt agricole pentru care ar fi necesară procurarea motorinii acum, care se rambursează. Mai mult atât, accizul nu este o sumă fixă, e un procent. Dacă a crescut... Sumă fixă. Dacă a crescut costul... Dincolo de asta, totuși, faptul că sunt puține aplicări, s-ar putea să fie anumite aspecte birocratice care trebuie revizuite. Nu zic nu, dar în egală măsură este o întrebare, de exemplu, cu terenurile care sunt întabulate sau nu sunt întabulate, care au aceste numere cadastrale sau nu au numere cadastrale. Are toată lumea documentele în ordine, are facturi pentru reale pentru achiziționarea acelei motorini și așa mai departe. Eu cred că este spațiu de discuții pentru eventual revizuire a acestei cote de 30%. Discuțiile pot fi purtate, dar să nu fie problema un pic în altă parte, că lumea nu poate justifica acele cheltuieli și atunci nu are baza la ce să rambursezi. Dar atunci nu are dreptul să se pretindă. Dacă n-ai factură, acolo e clar. Fără factură, tu n-ai dreptul să pretindă. Deci aici este un aspect la care trebuie să revenim și să analizăm suplimentar. Pe urmă, eu știu că este o discuție despre zona de sud, în general, de a declara această zonă ca o zonă de calamitate naturală și să existe un regim preferențial pentru agricultorii de acolo, pentru că incidența secetă este mult mai mare și să existe o abordare specifică pentru oamenii Ștefan Vodă, Cahul, Căușeni și așa mai departe. Și există această discuție și s-ar putea ea tot să fie una oportună și să identifice soluții în acea direcție, pentru că tradițional din acele raioane întotdeauna vin cele mai multe plângeri, obiectiv vorbind, plouă mai puțin și sunt probleme mai mari pe dimensiunea... Legat de această solicitare de care zicea și domnul Slusar, de întoarcere a integrală a accizului, ea a fost analizată de către guvernare? Bineînțeles că ea a fost. Toate propunerile sunt analizate, dar toate, pentru că toate costă și toate costă în anumite limite și trebuie să încercăm să finanțăm și pensiile, și salariile, și returnarea accizului pentru agricultori. Discutam astăzi cu dumneavoastră, de exemplu, despre reducerea TVA-ului pentru produsele sociale importante, pentru ou, pentru carne, carne de porc, da? Care costă tot vreo 300 de milioane de lei. Respectiv, toate aceste aspecte, ele presupun niște costuri suplimentare. Vine o iarnă complicată. Deci guvernul încearcă să analizeze toate elementele și să-i ajute să intervină peste tot. Eu cred că o să fie o discuție cu siguranță, în măsura în care dacă nu s-au absorbit banii, trebuie ceva de schimbat pentru că rata de absorpție să crească. Dar, pe de altă parte, fondul de subvenționare a crescut cu 75%. S-au introdus măsuri noi. Anul ăsta este prima dată din cât eu înțeleg când microproducătorii care au până la 2 hectare pot beneficia de subvenții. Se subvenționează adițional procesarea, se subvenționează instalarea acestor panouri fotovoltaice pentru agricultori și așa mai departe. Deci s-au alocat în efectiv 750 de milioane în plus. Deci lucrurile cumva trebuie privite echilibrat. Astăzi a fost acea decizie a Comisiei Europene, iarăși o noutate bună. Dispar taxele vamale pentru încă 7 produse. Deci încă nu, dar... Unele dintre care reprezintă exporturi masive pentru noi și piețe importante, mierele, de exemplu, da, prunile, ce mai era acolo, sucul de struguri, strugurii și așa mai departe. Deci s-a lucrat și pe dimensiunea externă pentru a facilita export. Din ceea ce eu cunosc, dacă anul trecut se exportau 1000 de tone de miere, anul ăsta s-a exportat doar pe lună 7000 de tone de miere spre România și mai departe. Respectiv, se încearcă a interveni și pe deschiderea piețelor adiționale pentru produsele care tradițional se duceau în Ucraina sau Rusia și reorientarea lor spre piețele europene. De aia, părerile agricultorilor sunt un pic mai variate decât poate încearcă să le prezinte domnul Slusar, pentru că din discuțiile care le avem noi, da, sunt toate aceste probleme, trebuie poate și anumite intervenții suplimentare, dar eu n-aș prezenta lucrurile într-o lumină atât de negativă, pentru că totuși s-au identificat resurse suplimentare pentru a fi oferite.
Da, putem discuta despre reducerea birocrației. Și cred că aici discuția cu Ministerul Agriculturii, cu șeful Comisiei Parlamentare, care este foarte activ pe dimensiunea asta și implicat în domeniu, trebuie să continui și de văzut de ce nu se cheltuie banii care au fost dați. Da, eu m-am uitat, vreți să interveniți? M-am uitat un pic pe felul cum se comentează situația asta regională în plan extern, la vecinii noștri. Se pune foarte mult accent pe agricultură și se vorbește despre o posibilă criză alimentară. Și în sensul ăsta mă gândeam dacă poate nu ar fi cazul ca statul să-și schimbe un pic, sau mă rog, guvernarea să-și schimbe un pic optica în sensul ăsta să analizeze, pentru că s-ar putea acum să vreți să adunați niște bani pentru a ajuta la iarnă populația cu subvenții să, și așa mai departe, dar s-ar putea ca la iarnă să fie deja târziu să mai puteți să schimbați lucrurile în agricultură. Partea asta, riscurile care sunt când vorbim despre o criză alimentară la nivel regional sau global, este că atractivitatea anumitor produse autohtone o să crească la export. Cu alte cuvinte, de exemplu, o să fie foarte tentant pentru cei care produc cereale să le exporte. O să fie criză, Ucraina nu o să poată exporta producția, cererea o să crească pe piața globală. Și aici intervine statul. Și limitează exportul, da, pentru ca să nu plece toată această producție peste hotare. Deci trebuie să vorbim și despre asemenea măsuri, pentru ca să ne asigurăm cu produsele agricole din Republica Moldova rămân într-o proporție rezonabilă acasă. Pentru că ce se întâmplă de fapt? Noi astăzi importăm inflație și prin importuri, dar și prin exporturi. Pentru că pleacă producția locală peste hotare, că este mai avantajos pentru agentul economic să vândă în Uniunea Europeană decât să vândă acasă sau pe piețele internaționale. Și introduceți aceste restricții? Autohtonă sau ucraineană pleacă? Deci și aici. Și se introduc aceste restricții, mă rog, statul le va introduce... S-au introdus în raport cu cerealele. Cu cerealele și cu grâu. Și mai era zahărul, dacă nu greșesc. Zahărul și faină. Da. După pauza de publicitate o să vorbim mai mult despre această situație legată de o posibilă criză alimentară, pentru că vedem că tot mai des se invocă în spațiu public la vecini, am văzut și declarația făcută de Zelenski ieri, dacă nu greșesc, una destul de alarmantă, care spune că lucrurile iarna asta nu vor fi la fel de cum au fost grele, dar au fost suportabile iarna trecută. Și atunci noi trebuie să analizăm, să vedem. Eu înțeleg că panica asta, spuneați mai devreme, că nu ne dorim panică, dar noi trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Adică acum când încă mai putem semăna porumb pe niște pârloage, trebuie să le spunem oamenilor, să le dăm niște semnale clare ca să înțeleagă în ce situație suntem, fără să generăm panică, dar avem nevoie de niște semnale clare de la guvernare. De asta ziceam că după pauză să discutăm cumva mai pendelete de chestiunea asta. Dar putem să începem acum, înțeleg că mai avem... luăm pauză de publicitate acum și revenim. Sunt Pașa Parfenei, țin un pic. Hai să vedem dacă este aici de lucru. Poți schimbăm scenariul. Ajunge! Nu schimbăm nimic azi. Să facem cunoștință cu profesii mai puțin populare. Băi, vântul! Te aduci și te pui în spate. Am niște senzații foarte ciudate. La București! Uite la firma ABF-ului, Moș Crăciun. Asta. De aici pornesc poveștile noastre în toată lumea. Iar lumea devine mai bogată cu poveștile noastre. Moldova crește eroi și răspândește peste tot. Pe 7 continente, în zeci de țări și sute de orașe. Moldovenii duc ceva de acasă peste tot. Curaj, stil de viață, mentalități, tradiții, apetitul pentru muncă și o viață nouă.
agonisim în pribegie experiențe și istorii remarcabile. Ne facem iubiți și văzuți oriunde, dar în final, toate drumurile duc acasă, cu trup și suflet. Cealaltă Basarabie, vineri, doar la Jurnal TV. Ei, nu știu cum voi, dar cred că fiecare, nu? Când îi sprânești ceva frumos, gustos, miros, fain, apoi ești așa, nu știu cum, mândru de tine, știi? Fantastic! Bonissimo! Înțelegi? Bun! I will be back. Încercați acasă, neapărat. Ai chef de gătit cu Alexandru Comerzan în weekend la Jurnal TV. Nu-s mari cântăreațe, lasă lumea să spună, dar emisiunea asta ne strânge împreună. Lume din toată țara se adună cu Dora la ecrane, an de an. Lume din toată țara se adună cu Dora la ecrane, an de an. Dora Show, sâmbătă, doar la Jurnal TV. Au fost unele momente când aveam senzația că murăm de ea. Cum te simți? Crezi în destin? Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi? Eram într-o stare extrem de gravă. L-am rugat să nu mor, să nu mă lase să mor, pentru că asta mi-a fost presimțirea. Tu trebuie să fii sănătos. Partenerul emisiunii In Vitro Diagnostics. Performanță prin analize și consultații medicale. Ai dreptate, ai oportunitatea să-ți pui în valoare argumentele. În fiecare zi de luni, de la ora 20 la ora expertizei. În ce simt de dușmani? Apropo, domnul Dodon mi-a făcut cunoștință cu domnul Dodon. Eu am foarte mult dușmani. În secret s-a întâlnit cu Dodon. Nu este o creatură. Plăhătuc este o creatură. Zeci de ani de minciună, jafuri și trădare. Cine știe ce a fost lucrurile cu ceva? La Plăhătuc avea influență mare la Plăhătuc. Erau prieteni. Orice secret va fi dezvăluit. Lucian fără dușmani. Cineva îmi spunea că Plăhătuc are o listă. E timpul adevărului. Să nu fi fost finul președinte. Unde este? Centru Corupției, Procuratura, cât timp stăie? Secretele puterii. Miercuri. Doar la Jurnal TV. Revenim. Am zis că în partea asta a emisiunii o să vorbim mai mult despre situația legată de alimente, de prețurile la produsele alimentare, dar și despre acest mare risc de eventuală criză alimentară în contextul lucrurilor care se întâmplă în regiunea noastră. Și o să încep cu domnul Ciobanu această discuție. Știu că vreți să polemizați pe subiectul ăsta, dar o să temperăm un pic, că au polemizat în pauza de publicitate, așa că
O să începem cu domnul Ciobanu și să ne spuneți, domnule Ciobanu, dacă dumneavoastră vedeți vreun risc în sensul ăsta, risc de deficit de alimente în general în Republica Moldova. Când toată lumea din regiune semnalează această problemă sau potențialul acestei probleme, cu siguranță, adică știți cum vara face aprovizionare pentru iarnă. Deci, da. Atunci când toată lumea sensibilizează această problemă, trebuie să ne îndeletnicească și pe noi. Și atunci cred că ar trebui să întreprindem careva măsuri. Măsuri aici mă refer, în primul rând, ceea ce vorbeau și colegii în platou, de exporturile astea, de grâni, da? Sau de produse strict necesare. Ar trebui acum să găsim o modalitate să depozităm. Avem întreprinderi de stat, avem rezerve de stat, ar trebui aceste rezerve de stat să le suplinim acum, să nu așteptăm toamna când va fi această criză. Ce obțin la nivel de pâine, da, avem întreprinderi de stat care aparține statului și măcar ce obțin la nivel de făină grâu, deci ar trebui 100% să, de pe acum să ne facem griji. Astăzi, domnul ministru al agriculturii, că suntem asigurați sigur până în toamnă. În cadrul emisiunii, când a fost joia trecută la noi, a zis că și după toamnă tot o să fim asigurați, deja din roada nouă, și a remarcat că vom avea mai puțin grâu decât am reușit să colectăm anul trecut, cu vreo 30% mai puțin, dar ne ajunge, adică oricum suficient pentru a ne asigura necesar pentru Republica Moldova. Acum nu știu cât e de corect, tot ziceați, cât e de corect ca statul să intervină și să nu permită exportul grâului pentru o anumită companie care vrea să facă bani, să scoată acest grâu și să-l vândă în afară mai scump decât l-ar vinde în Republica Moldova. Eu cred că e foarte corect din două motive. Primul, pentru că ține de securitate alimentară și noi trebuie să ne asigurăm că noi avem grâu suficient în Republica Moldova. Iar în al doilea rând, dacă această companie ar distribui profiturile în jos către zilieri, către cei care muncesc pământul, către agricultorii de la care îi cumpăr grâu ăsta, atunci eu m-aș mai gândi, da? Pentru că ei fac mai profituri pe piața internațională și profită și la parte mare, ajunge la Moș Ion, care prelucrează pământul. Dar asta nu se întâmplă și pentru că asta nu se întâmplă, cred că putem să intervenim și să mai temperăm din exporturi, asigurând și securitatea alimentară și în același timp fără mari regrete, pentru că banii ăștia nu erau să ajungă în buzunarul lui Moș Ion. Oricum. Dar numai pe grâu se intervine? Înțeleg că sunt câteva produse. Care, în afară de grâu și zahăr? Care s-au produs făină. Cote. În același timp... Dar nu mai trebuie. Adică, bun, înțeleg că umplem hambarele cu grâu și o să avem pâine. Nu mai trebuie ceva la pâine. Bun, este adevărat, dar înțeleg că astea sunt produsele strategice pe care se intervine în primul rând. Dacă o să apară riscuri adiționale pe celelalte categorii, atunci eu sunt sigur că guvernul monitorizează situația cumva la zi și vede care este dinamica pe categoriile de produs. Pentru că se văd importurile, exporturile la vamă, să cunosc producătorii locali, să știu ce este o abordare greșită. Din punctul meu de vedere, cu grâu, și vă spun de ce. Că până la urmă suferă nu acea companie la care a făcut referință domnul Percioc. Nu Transoil suferă. Mai ales că noi sunt și alți exportatori la grâu, da, Transoil cam are și aici pozițiile dominante, dar oricum, Transoil se descurcă. Transoil ce a făcut? Profitând de situația dificilă, sunt producători agricoli care mai au stocuri de grâu, care au crezut că să mai aibă ceva, toate aceste creșteri de preț cumva să fie compensate prin vânzarea grâului. Dar Transoil a stagnat, a prăbușit piața internă, adică Transoil nu mai lucrează cu procurarea grâului de la producătorii autohtoni, se ocupă strict cu grâul ucrainean, Transoil stă bine, mersi. Noi știm și cred că o să vorbim azi despre dependența statului nostru de la un singur jucător și ceea ce este foarte periculos, dar în primul rând suferă fermierii care au mai rămas cu grâu. Ieșire care, da, sunt cazuri când statul pune restricțiile. Există și în Europa sunt cazuri, da. Dar tot timpul se gândesc la interesele tuturor actorilor de pe piață, inclusiv agricultorii. În această situație, când statul are anumite îngrijorări vis-a-vis de securitatea alimentară,
chiar poate pe alocuri exagerate, din punctul meu de vedere, ținând cont de situația în Ucraina, dar dacă așa, atunci compensați cumva. Statul, și noi aici am discutat, asta se încadrează și în strategia nouă de securitate alimentară. Noi avem rezerve foarte mici de grâu, apropo. Nu, toată lumea știe care este această rezervă, dar e mare secret de stat și nimeni nu vorbește despre asta, că poate fi dosar penal. Dar toată lumea cunoaște că această rezervă, cantitatea este... Da, eu am pățit odată cu așa ceva. Ieșirea din situație, dacă statul are nevoie de grâu și cumva limitează agricultorii, și nu vrea să supere tare pe Transoil, care joacă pe altă piață, statul trebuie să extindă rezerva de stat. Să mai cumpere încă 100.000 de tone, la prețul de piață, la prețul mai bun pentru agricultori, pe de o parte o să fie susținuți agricultorii și banii o să meargă la moșion, așa cum spune Dan, pe de altă parte statul o să aibă mai multe rezerve în caz de criză alimentară. Iată, acest pas trebuie de făcut. Dar statul a spus A, și nu a spus B. A interzis exportul, producătorii suferă, Transoil nu are nicio problemă și securitatea alimentară oricum rămâne în pericol, rezervele de stat nu se extind. Atunci spuneți-mi, cine a câștigat din această operă? Apoi dumneavoastră vedeți pericole totuși. Eu văd primul pericol care eu văd și noi am venit cu ideea convocării Consiliului Suprem de Securitate, care s-a convocat, da. A discutat problema, doar că recomandările sunt, din punctul meu de vedere, au foarte caracter vag. Noi am propus niște măsuri concrete, reușind din situația care noi avem. Noi avem un specific în Moldova. La noi, tot lanțul, începând cu producerea, păstrarea, comercializarea, exportul și parțial procesarea produselor agricole, sunt băieți șmecheri în fruntea cu Transoil, care au pozițiile dominante. Și în mare parte securitatea alimentară a țării depinde de un om cu dublă identitate și 4 cetățeni care stă în afară țării și trage disfare. Deci el vrea, majorează prețul la ulei. Dacă eu mâine decide că lui e mai bine de importat grâu din Ucraina și de umplut elevatoarele care le aparțin cu grâu din Ucraina, toți producătorii agricoli care acum, iată, peste 3 săptămâni încep recoltarea, cerișul să începe recoltarea de grâu, o să stea și n-a să aibă unde depozita grâu. Și cei de la Transoil o să spună, băieți, noi nu avem locuri de depozitare, sau voi căutați alte locuri, sau ne dați grâu cu jumătate de preț. Iată că cam așa noi stăm. Portul aparține și este controlat de dânsul. Infrastructura acvatică este controlată de dânsul, 11 firme sunt rezidenții care achită 25% din impozit pe venit la stat din suma necesară, au facilități de 3 patrimi, firmele sunt controlate din offshore și iată de așa om și de așa grupul de companii depinde Republica Moldova. Noi am venit cu mai multe propuneri. În primul rând, demonopolizare. Să analizăm dacă poate să aibă măcar cineva pozițiile dominante pe piață. Se regăsește propunerea asta în... Nu se regăsește. Se regăsește analiză, hai să analizăm... Combaterea monopolurilor este... Combaterea nu. Acolo e scris că Consiliul Concurenței trebuie să monitorizeze. Consiliul Concurenței în virtutea legislației trebuie să monitorizeze. Nu trebuie de Consiliul... Altă întrebare. Noi am propus că Consiliul Concurenței să modifice legislația, dacă e cazul, toate acordurile de cartel și pozițiile dominante pe piețele agroalimentare să fie prioritare pentru Consiliul Concurenței, să fie o procedură mai simplificată, să fie acordată prioritatea fermierilor mici și mijlocii, la mai mulți fermieri, la subvenționare, la depozitare și procesare produselor agroalimentare. Noi la moment avem această situație foarte, foarte periculoasă. Producția cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi grâu, porumb, rapiță, floarea soarelui, soia, se exportă de companie, de o companie care are pozițiile dominante. Compania primește TVA înapoi de la stat, practic nu achită impozit pe venit și impozit pe venit se duce în offshore.
Compania nu este cointeresată în locuri de muncă lăsate, că ei vin cu tehnica lor cumpărată, de doamne măcar tractorește să fie din Moldova, vine cu tehnica lor cumpărată pe banii de peste hotare, veniturile se duc în offshore, TVA se restituie, ce se întâmplă în satele pe dinși nu interesează, ei fac expansiune dură împotriva fermierilor mici și mijlocii de lăsate și noi, iată, acest model de agricultură avem. Uh-huh. Asta nu doar problema agricultorilor, dar în situație în care toată infrastructura de care eu am spus este controlată de această companie, ei în orice clipă pot manipula cu prețurile. Și noi o să depindem și la greu, și la pâine, și la făină, și la floare soarelui, și la ulei, și la mai multe produse, eu o singură companie. Putem noi tolera mai departe asemenea situație? Uh-huh. Noi considerăm că nu. Dar nu vedem fermitate în acțiuni din partea guvernării deocamdată. Până când sunt niște constatări și recomandări. Da, domnul Percean. Pentru că diagnoza pe care o pune domnul Slusar este corectă. Și noi cu toții o cunoaștem, noi despre ea mult timp am vorbit. Și toată lumea înțelege care este situația astăzi. Sunt cumva de principiu două opțiuni conceptuale. Una este de a face concurență, de a încerca de a stimula concurența față de infrastructura care a fost creată. Exemplu, un element important aici, pentru că nimeni nu o să construiască mâine un alt port Giurgiulești, nimeni nu o să naționalizeze mâine portul Giurgiulești. Este de a crea acele chei temporare pe râul Nistru și pe râul Prut, prin care în volum mai mic, prin barjă mai mici, poate fi creată o alternativă portului Giurgiulești pentru export. Și proiectul de lege este înregistrat, se lucrează. În același timp, de exemplu, dacă noi de mâine am decide că după modelul infrastructurii de gaze trebuie separată distribuția de vânzare de așa mai departe, întrebarea este cine de mâine o să aibă o flotă comparativă de tiruri bună oară pentru transportul acestor cereale. Și ce se întâmplă în cazul în care acest monopolist o să-și vândă ramura de logistică unui alt prieten de-al său care o să gestionează acea infrastructură. Și atunci, formal, ea o să fie, într-adevăr, spartă, da? Monopolul o să fie separat, dar, în esență, o să rămână același lucru, pentru că, de mâine, nimeni nu o să dezvolte aceste capacități de transport. Ceea ce se întâmplă și este un element important, este reparația căii ferate, pentru că el, tradițional, calea ferată a fost distrusă, a fost prioritizat transportul rutier și, din câte cunosc, Ministerul Infrastructurii a luat un grant în special în acest scop pentru a crea o alternativă de transport pentru cereale, inclusiv spre portul Giurgiulești. Deci trebuie să vedem, putem să avem o discuție despre un elevator finanțat de stat, da, a statului, care să facă concurența acestor elevatoare private care au fost construite și care, într-adevăr, astăzi reprezintă un monopol. Pentru că, ok, tu ai să le spargi, asta nu a să creezi 11 companii separate, a să împartă acele 11 elevatoare, 11 entități juridice distincte. Dar noi nu putem, că ele, fac parte din același conglomerat. Deci, există această infrastructură monopolist creată, ani de zile. Pe banii noștri. Pe banii noștri, evident, dar protejată de un cadru legal, și național, și internațional. Avem opțiunile de a construi elemente paralele ca să intrăm în competiție și intrând în competiție să reușim să asigurăm și securitatea alimentară și prețuri mai bune pentru producătorii locali și tot restul. Uh-huh. Și este și cealaltă opțiune de a naționaliza portul, de a naționaliza elevatoarele, de a merge pe o abordare așa, radicală, dramatică, care s-ar putea să nu se soldeze neapărat cu succes, dar și cu pierderi foarte mari pentru Republica Moldova. Și aici este o linie foarte fină, care trebuie analizată. Eu cred că de juriști profesioniști care înțeleg toate riscurile, pentru că sunt riscuri legale. Ce nu am spune, sunt riscuri legale dacă încerci forțat, prin lege sau prin decizii CSE, să spargi un monopol. Sau spargi brutal, preluând proprietăți sau prin careva alte instrumente. Da? Și riscurile astea, până la urmă, să le plătească cetățenii din bugetul statului și ceea ce noi cred că toți vrem să evităm. Asta nu înseamnă că nu pot fi luate anumite măsuri. Dar, în campanie nouă ni s-a spus că aceste monopoluri vor fi demontate. Corect, da, vor fi distruse. Asta e lucrurile care vi le-am spus despre Prut și Nistru sunt campanie. O parte din demontarea acestor monopoluri pentru că se creează alternative. Discuția despre elevator de stat înseamnă alternativă. Asigurarea funcționalității căi ferate ca alternativă pentru transportul rutier, pentru transportul inclusiv de cereale spre portul Giurgiulești înseamnă alternativă. Toate aceste lucruri se întâmplă.
Asta nu neagă, dar eu, nefiind jurist specializat în arbitraj internațional, nu m-aș hazarda să zic aici eu cât de departe poate merge statul prin anularea brutală a anumitor decizii. Eu mi-amintesc foarte bine cum s-a construit, în arbitraj internațional acest port Giurgiulești. Eu știu cât a investit statul în infrastructura acestui port. Eu știu că noi nu suntem poate juriști în toate aceste domenii, dar noi în această situație mai departe noi nu putem tolera. Noi trebuie să căutăm soluții. Putem să spunem așa cum a spus domnul Calogăreanu, în campania electorală noi toți aiește monopoliști, în 3 zile facem nu știu ce, și pe urmă începem cu variante că arbitrajul, că noi nu suntem juriști, că nu știu ce. Eu nu propun măsuri radicale, da. Eu propun, hai să analizăm, în primul rând, odată și odată, asigurați funcționalitatea Consiliului Concurenței. În orice țară, economie de piață, când nu este mecanismul centralizat de coordonare prețurilor, cel mai important organ care se luptă pentru stabilitatea prețurilor și combate pozițiile dominante, abuzuri cu pozițiile dominante și acordul de cartel, este Consiliul Concurenței. Țineți majorarea salariilor la Consiliul Concurenței? Da, susțin. Decât să dați voi atâtea salarii la CNPF și ANRE, care sunt dispecere. Dispecere la ăștia, mai bine dați la Consiliul Concurenței. Asta trebuia să fie principalul organ de combatere. Nu, dacă... Și aveți certitudinea că litigiile în instanțe de judecat care încă rămân a fi problematice vor fi câștigate? Eu am certitudinea că pentru dacă voi... 5 miliarde de lei care trebuie aplicate petroliștilor pe bună dreptate, pentru ce s-a întâmplat 2018-2019, inclusiv graficile care le faci în rea, demonstrează foarte clar că în condițiile în care piața era în scădere, băieții țineau margele bine mersi, au făcut milioane și miliarde. Și Consiliul Concurenței trebuie să aplice într-un final și să o încaseze. Da. În ce măsură decizia Consiliului Concurenței o să treacă testul legalității în instanță? Da, asta e întrebarea că în paralel cam încet merge reforma justiției. Eu încerc să vă spun că lucrurile în teorie ele toate sunt foarte simplu și noi toți le înțelegem elementele astea. Pentru că noi toate lucrăm, înțelegi? Și pe reforma justiției și pe Consiliul Concurenței. Dar nu simplificați. Dar dacă noi am promis, noi trebuie să căutăm soluții, dar nu pretext de ce nu este posibil de implementat. Eu spun, Consiliul Concurenței trebuie foarte atent. Nu odată am dat această propunere. Sunt trei categorii de mărfuri de cea mai mare importanță. Produsele agroalimentare, la care voi ați plafonat, adică guvernul a plafonat 20% adaos comercial, produsele petroliere și medicamente. Creați la Ministerul Economiei un departament de monitorizare, în colaborare cu Consiliul Concurenței. Dacă trebuie modificat legislația și dați atribuțiile suplimentare la Consiliul Concurenței și reacționați, nu așa că noi peste 3 ani acum, iată, ceea ce tu vorbești foarte corect, doar că asta a fost 4 ani în urmă. Și noi am plătit toate aceste abuzurile și încă nu se știe care o să fie amenda. Reacția imediată, procedurile mai simplificate pe aceste produsele. Noi acum nu suntem în situația când putem să ne permitem luxul de liberalismul sălbatic. Statul acum trebuie să intervină nu doar pe partea cheltuielilor sociale. Sunteți bravă! Eu nu odată am spus, n-am întrebări la tine, n-am întrebări la Ministrul Protecției Sociale, dar voi faceți dezechilibru. Voi împrumutați bani, baza economică nu se extinde și sub paravanul cheltuielilor sociale băieții șmecheri spun, proștii ăștia să mai dă bani la pensionar, hai mai ridicăm prețurile. Voi cealaltă dimensiune deloc nu coordonați. Și iată, aici e problema. Faceți regulă la Consiliul Concurenței cu Ministerul Economie, monitorizarea prețurilor, ceea ce ține de port, recomandarea mea, citiți foarte atent acordul cu Giurgiulești. Transoil nu este investitor. Puneți întrebarea cum Transoil a intrat în posesie infrastructurii acvatice. De ce niciun export fizic nu poate fi efectuat fără Transoil? Iată, cineva vrea acum, voi puteți să faceți chiițele temporare, puteți să curățiți prutul și Nistrul, dar oricum trece prin port. Și la port, dacă vaja nu dă acces la orice exportator, care vor. Este Agrostop. Sunt băieții care vor să facă acum cooperative, să exporte. Ei deja nu tare cred în statul, dar vor să se coopereze economic. Dar întreabă, noi accesul la port o să avem, dacă vaja are infrastructura acvatică. Dar noi accesul la calea ferată o să avem, dacă vagoanele toate sunt luate de acolo. Și analizați cum el a intrat în posesie. Eu am citit atent contractul. La contract proprietarul trebuie să fie doar investitorul. Și orice cesiune la terțul se face
prin acordul guvernului. Eu n-am văzut hotărârea guvernului să permită lui Vaja să treacă în posesia infrastructură acvatică. Analizați acest lucru. Trebuie să fac o precizare. Colegii noștri din regie au încercat să-l sune pe Vitalie Butnaru, care, din câte înțeleg, este directorul financiar de la Transoil, pentru că a fost vizată compania. Am afișat un număr de telefon pe ecran. Înțeleg că sunt oameni care urmăresc această emisiune de la această companie și pot să-i transmit acest număr de telefon ca să ne sune. La numărul de telefon care ne-a fost nouă transmis înainte de această emisiune, anticipându-se că va fi vorba inclusiv de această companie, domnul Butnaru nu răspunde. Așa că ne pare rău că nu avem această opinie sau reacție în cadrul emisiunii, dar vrem să mergem mai departe. Da. Este important de setat corect sau cât de cât rezonabil așteptările. Dacă vorbim de Consiliul Concurenței, o investigație a Consiliului Concurenței care să treacă proba legalității în instanță durează și 2, și 3, și 4 ani de zile, pentru că dacă e vorba de o piață mare, jucători importanți, dar amenzile important. Sunt... Amenziile sunt foarte mari pentru acei jucători. Demo ăsta odată trebuie respectiv durează partea de documentare, analiză, probă, care după aia se treacă testul în instanță. Consiliul de concurență, dar putea să fie mai eficient, este adevărat. Noi am schimbat... Dar s-au activizat acolo lucrurile când... S-au activizat pe dimensiunea de investigație aceea precedentă care a fost realizat ca să fie dus până la sfârșit petroliștii, pentru că dacă cel puțin noi am încasat la petroliști amenda care ei o merită, până noi ne-ar ajunge să compensăm și accizul pentru... și pentru agricultori și oamenilor să le reducem accizul. Dar de asta e foarte important că ei scoate momentul celălalt la cap. Respectiv, e bine să avem așteptări rezonabile. Pentru că, da, în același timp, noi ne mișcăm pe reforma justiției, maxim posibil, da, dar pre-vetting-ul este în proces, el o să finalizeze undeva de-abia prin luna septembrie, o trebuie de avut comisia de la Veneția care să dă aprobare, să modificăm legislația, să selecteze comisia, deci sunt niște procese. Noi, totuși, au trecut 10 luni de zile de când a fost investit acest guvern, avem un război, avem o criză energetică, avem o criză inflaționistă, toate lucrurile astea trebuie gestionate, în paralel trebuie sparte monopoluri cu companii multinaționale, miliardare, trebuie reformate instituții cheie care au dormit toți acești ani. Asta înseamnă pur și simplu că toate dimensiunile absolut se lucrează, se încearcă a face maxim posibil. Dar drumul sus are perfectă dreptate, că trebuie de fost mai duri în raport cu businessul mare. Asta e părerea mea personală. Și vă dăm un exemplu, de exemplu, băncile cu acea plafonare a plăților care dau, o să ducă la niște pierderi pentru ei, dar în schimb o să fie un lucru foarte bun pentru businessul mic și mijlociu. Da. Sau cu retailerii, la fel, am niște discuții care un comentariu azi, mă rog, un raport făcut de expert grup de domnul Alexandru Fală, legat care vine și cu niște propuneri pentru autorități în contextul complicat economic în care s-au găsit, ne-am pomenit noi cu toții. Inclusiv vorbește despre acțiuni ale Băncii Naționale care și atenționează cumva că aceste acțiuni sau vede o neînțelegere între ceea ce face Banca Națională și guvernul și spune că asta nu e bine. Pe de altă parte, pune accent pe faptul că guvernul ar trebui să continue să ia măsuri de sprijinire a persoanelor cu venituri mici și ar trebui să facă lucrul ăsta urgent pentru că acești oameni suferă foarte mult. Despre măsuri vreau să îl întreb și pe domnul Ciobanu ce credeți că ar putea să se facă la modul practic pentru oameni, pentru cei mai necăjiți din țara asta, acum, rapid, în săptămâni, o lună. Nu știu dacă în săptămâni sau în luni de zile putem să facem ceva imediat, dar după mai bine de o oră de discuții despre sectorul agricol, vedem cât e de totuși de șupret și vulnerabil sectorul agricol. Tare încurcat și foarte, foarte masiv subvenționat. Deci, după mine, noi trebuie să creștem veniturile populației. Veniturile populației, după mine, există numai o soluție, atragere de investiții străine, directe.
Adică statul Republica Moldova nu poate să-și permită și în ultimii 30 de ani nu cred că undeva s-a realizat vreo construcție industrială unde s-au creat locuri de muncă. Dar cum să aduci investiții într-o zonă atât de instabilă unde ai un război în cost? Eu vă zic care e situația la noi, la zona economică liberă. Da? Deci noi, în afară că s-au creat 11.000 de locuri de muncă, deci 300 de milioane de euro care s-au atras, deci la ziua de azi, și vă zic că care ar fi și mecanismele, deci noi, spunea și domnul deputat, că sunt acum careva programe de, implementate de către ODIM, după mine, deci ce trebuie să facem noi? Deci noi avem aceste companii care sunt la noi rezidente, deci asigură acum exportul de 8 miliarde de lei. Deci acestea sunt 15% din toate exportul Republicii Moldova le asigurăm numai noi. Și 33% din producția industrială a țării. Deci care este viziunea? Deci noi ar trebui, deci programele astea să le focusăm acolo unde am putea să creăm valoare adăugată și să susținem companiile autohtone. Deci noi, zona economică liberă, pilotăm acum un program, se numește Programul Dezvoltare Furnizori Locali. Fiindcă, deci când vorbim de, poate puțin înțeleg, dar când vorbim de cablajul ăsta automobilistic, el are peste 1000 de subcomponente. Și atunci care este, să zic eu, ideea? Deci noi încercăm acum din astea 300 de companii care le pilotăm, undeva vreo 100 de companii, ca să primească volume de lucru aici pe loc, în Republica Moldova. Până la urmă, producția finită, oricum pleacă în afara țării. Iar noi, dacă ridicăm capacitatea și aici ar fi bine de intervenit cu ODIM-ul, de dat aceste finanțări direct la companii care să intervină și care ar putea să producă aceste subcomponente. Astfel, noi am substituit aceste importuri masive, totodată asigurând o piață pentru companiile autohtone, fiindcă tu, dacă ai echipamentul ăsta și el, nu sunt produse atât de sofisticate, dar vorbim de niște ciboței, contactoare, chestii din plastic. Ei, noi, ca să ridicăm capacitățile acestei întreprinderi, nu am zis că nu există forță de muncă, nu ne plângem, deci am creat la Strășeni Colegiul de Inginerie, da? Care am onoarea să fiu și directorul acest colegiu, deci mi-a luat 5 ani până l-am startat, deci a fost foarte complicat, o birocrație nemaipomenită. Dar acum copiii tineri care absolvesc acest colegiu, deci eu pot să zic că sunt ca niște gladiatori, deci primesc niște competențe extraordinare, deci anul trecut au plecat vreo 7 în Germania, deci acum câteva săptămâni au plecat încă 7 în Germania. Copiii au aproape în jur de 1000 de euro bursă în Germania, deci mulți părinți zic, rămâi acolo, nu mai vine acasă. E clar că se întorc. Deci sensul este că acești tineri să vină înapoi. Deci spuneam, unul ar fi la mână. Deci de direcționat acești bani pentru programe de astea cu dedicație, fiindcă tu, dacă te-ai conectat cu corporație mare, da, gen Drexel Mayer sau să nu uităm, da, dau nume, tu ai o piață de desfacere și un volum de lucruri pe mulți ani înainte, fiindcă ăștia fac business planuri pe 10-15 ani înainte. Da? Fiindcă când vorbim de construiește o fabrică pe Grenfell, pe Burian, da? Deci investiția este planificată pe mulți ani înainte. Mai departe, cum putem noi să susținem într-adevăr acum mediul de afaceri? Eu înțeleg, noi nu avem posibilitate să le dăm subvenții masive sau să le dăm, nu știu, finanțări de repicon, dar iată astfel de programe. Avem peste 100 și ceva de întreprinderi de stat. Aceste întreprinderi de stat cheltuie miliarde de lei, da? Pentru diferite achiziții. Iată, noi ar trebui să facem, să luăm poate 10-20 de companii care fac achizițiile astea de psihotare, să vedem care este segmentul, grupul de aceste produse care sunt importate și să stimulăm companiile noastre autohtone ca să producă aceste produse. Chiar dacă ar trebui să fie niște intervenții financiare, dar noi am face un calcul și am ști câți bani vin înapoi. Spuneați ce se întâmplă în timp de război. Eu vă duc exemplu ce avem noi acum la moment. Avem la Bălți compania Gebauer, care a investit în două fabrici, acum în toamnă a semnat încă un proiect de 500 de milioane cu BMW. A fost greu, fiindcă a fost o bulversare la toți agenții ăștia economici, din mai multe motive, inclusiv și careva ONG-uri cumva au bulversat cu informația că zonele economice libere se închid și vreo 3-4 luni, deci companiile date erau derutate. Dar cumva le-am adus iarăși înapoi la viață, deci a mai fost și trendul ăsta când erau câțiva jucători mari, da? Deci nu dau acum nume, corporații mari, jucători de automobile, care au încercat, deja jonglau cu ideea să scoată producerea de aici. Așa. Și asta ar fi fost foarte periculos pentru noi, fiindcă... Și cum i-ați oprit?
Vă zic cum o vreți, fiindcă dacă pleacă unul, de ce să e efect domino? Exact. Da? Deci pleacă tot și atunci noi și vorbim de un sector care la ziua de azi asigură peste 20.000 de locuri de muncă directe și încă, conform studiului internaționale, deci aceste, un loc de muncă creat în zona economică liberă generează încă 2.5 în afara zonei. Deci cum s-a intervenit? Am vorbit cu prietenii noștri de la președinție, care cunosc, fiind nemți, da, au intervenit pe la cancelare. Eu mi-am luat geanta și am zburat în oficiile centrale la aceste companii. Eu serios vorbesc, da? Serios? Deci acum 3 săptămâni mi-am luat geanta și am zburat în Austria și am vorbit cu președintele Consiliului de Conducere, fiindcă mi-am dat seama, pleacă chiar la să fie 200-300 de locuri de muncă și atunci ne punem pe butuci. Deci compania dată acum văd că situația s-a redresat, deci 50 de milioane pe următorii 3 ani. Mai departe, avem aici la Strășeni, deci în decembrie, compania Bauktex, companie germană, deci a cumpărat o hală de 7 milioane. Iată acum, cred că cel târziu în luna august, noi creăm primele 300 de locuri de muncă în Strășeni. Mai departe, la Rezina, avem un producător mare de prefabricate din beton cu ceva, cu plastic, ceva foarte deosebit. Sunt numai câțiva operatori de ăștia în Europa, deci a cumpărat imobilul, deja este cumpărat în zona economică liberă, sub zona noastră, în Rezina, deci iarăși o planificare de vreo 50 de milioane de euro și cred eu, iarăși anul ăsta vor fi primele câteva sute de locuri de muncă deschise. Avem un proiect, iată, și aici, de astea investiții noi trebuie să ne focusăm și să ajutăm. Din păcate, deci avem mari probleme la nivel de implementare a proiectului. Vorbesc de proiectul care acum se construiește fabrica în Ștefan Vodă. Un proiect foarte important, chiar dacă se deschid 50 de locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar noi vorbim pe efecte pe orizontală. Fiindcă, dar probleme cu implementarea de ce aveți? Acum și să finalizez gândul. Vine publicitatea. Vine publicitatea. E povestea mea lungă. Deci se creează 50 de locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar se conectează încă vreo mii de țărani, care, fermieri, care știu că, uite, eu pot să-mi planific, de exemplu, da, să cultiv cu tare sau cu tare fructe, legume, fiindcă compania elvețiană, vorbim de compania elvețiană, deci colectează, achiziționează, ei prelucrează această marfă și mergem la hai să continuăm povestea asta după pauza de publicitate. Sunt Pașa Parfenei, țin un pic. Hai să vedem dacă este aici de lucru. Poți schimba scenariul. Ajunge! Nu schimbăm nimic azi. Să facem cunoștință cu profesii mai puțin populare. Băi, vântul! Te aduci tu pui în spate. Am niște senzații foarte ciudate. La București! Hai, lasă că ies frumos! Uite la firma băiatului. Moș Crăciun. Așa. De aici pornesc poveștile noastre în toată lumea. Iar lumea devine mai bogată cu poveștile noastre. Moldova crește eroi și răspândește peste tot. Pe 7 continente, în zeci de țări și sute de orașe. Moldovenii duc ceva de acasă peste tot. Curaj, stil de viață, mentalități, tradiții, apetitul pentru muncă și o viață nouă. Agonisim în pribegie experiențe și istorii remarcabile. Ne facem iubiți și văzuți oriunde, dar în final, toate drumurile duc acasă, cu trup și suflet. Cealaltă Basarabie, vineri, doar la Jurnal TV. Ei, nu știu cum voi, dar cred că fiecare, nu? Când îi sprânești ceva frumos, gustos, miroase, fain, apoi ești așa, nu știu cum, mândru de tine, știi? Fantastic! Bonissimo! Înțelegi? Bun! I will be back. Încercați acasă, neapărat. Ai chef de gătit cu Alexandru Comerzan în weekend la Jurnal TV. Nu-s mari cântăreață, lasă lumea să spună, dar emisiunea asta ne trăie.
Dora Show, sâmbătă, doar la Jurnal TV. Au fost unele momente când avem senzația că morăm de ea. Cum te simți? Crezi în destin? Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi? Eram într-o stare extrem de gravă. L-am rugat să nu mor, să nu mă lase să mor, pentru că asta mi-a fost presimțirea. Tu trebuie să fii sănătos. Partenerul emisiunii In-Vitro Diagnostics. Performanță prin analize și consultații medicale. Dreptate. Ai oportunitatea să-ți pui în valoare argumentele. În fiecare zi de luni, de la ora 20 la ora expertizei. În ce simți de dușmani? Apropo, domnul Dodon mi-a făcut cunoștință cu domnul Plahotniuc. Eu am foarte puțin. În secret s-a întâlnit cu Dodon. Nu este o creatură. Plahotniuc este o creatură. Zeci de ani de minciună, jafuri și trădare. Igor Dodon au favorizat cu Dodon și pe nimic. Cine știe ce a fost Napoleon Ceaușescu? Plahotniuc avea influență mare la Plahotniuc. Deci ministri. Erau prieteni. Orice secret va fi dezvăluit. Cineva îmi spunea că Plahotniuc are un list. E timpul adevărului. Să nu fi fost finul președinte. Am revenit cu ultima parte a emisiunii. Interesant, în pauză. Bun. Deci probleme cu implementarea acestui proiect. Și probleme sunt multe, de diferite natură, deci cred că acum ne-ar trebui o altă emisiune ca să povestim, deci ne înțelegeți care e situația și, din păcate, ea cam nu se schimbă. Deci multe autorități, mulți funcționari a diferitor autorității, când văd o investiție mare într-un raion sau altul, și asta nu e prima dată, am mai avut și la Crhana Veche, am avut un investitor care vrea să facă produceri cu robot, s-a înregistrat, da. A făcut și proiectul cap-coadă și Consiliul Local a votat 3 ori împotriva la această investiție. Și argumentul lor a fost, Giunea, găsați locuri, o forță de muncă calificată, da? Asta a fost răspunsul lor. Și noi și aici am avut cu ecologie, am avut întrebări, până la urmă funcționarul ce l-a pierdut locul de muncă. Acum avem cu, au apărut drepturile astea de superficii. Adică sunt niște chestii birocratice care, iarăși, ar trebui, când vorbim de investiții, sunt locuri de muncă. Și... No, eu vă întreb altfel, se lucrează pentru dumneavoastră, ca antreprenor, e mai ușor decât a fost sub celelalte două guvernări sau acum simțiți că e mai bine? Deci nu ține de conducerea de vârf. Eu vorbesc de oameni simpli. Eu înțeleg asta. Puneți în situație. Eu înțeleg, dar noi vrem să înțelegem dacă s-a produs schimbarea. Dumneavoastră, schimbarea, o simțiți sau nu? La multe proiecte nu prea. La multe proiecte nu prea, fiindcă, într-adevăr, că am menționat aceste 4-5 investiții, vrem noi, nu vrem, deci noi trebuie să ne concentrăm și aici sper mult să avem susținerea din partea conducerii țării, cel puțin cu doamna președinte și săptămâna asta am comunicat și ea susține mult și doamna Găvârliță la fel, deci noi am startat aici în Chișinău, deci acum o platformă pentru inovare, cercetare, dezvoltare, inginerie, fiindcă noi nu ne plângem că nu avem forță de muncă, noi încercăm să soluționăm aceste probleme, am primit din Germania 500.000 de euro, construim acum, da, deci facem acum un centru pentru deformare intercompanii. Deci acest centru va avea echipament cel mai sofisticat, deci echipament utilaj cu programare numerică cu 5 axe și aici vom pregăti, adică vom ridica standardul la companiile autohtone ca să poată interveni cu companiile astea internaționale, dar pe de altă parte, deci noi acum avem vreo 10 companii cu care suntem în discuție.
Și toți ne întreabă, noi vrem deci, să ne oferiți posibilitatea ca să instruim oameni în competență prelucrare de metal și producerea de masă plastică prin injecție. Iată, noi aceste două dimensiuni le acoperim, da? Deci cu partea germană ne-a oferit acest grant, cumpărăm echipament acesta despre care spuneam, trei mașini mari, care noi, deci, din păcate, nici nu vreau să arunc săgeți în direcția Universității Tehnice, fiindcă și eu am finalizat mai multe studii, nu există deci, astfel de mașini și nu există astfel de competențe. Și vă dau un exemplu concret. Companie care vrea să aducă aparate de cafea, fiindcă acum, iarăși, noi vorbim de lanțurile astea logistice, deci au devenit foarte scumpi, de la 3.000 de dolari până la 15-18.000 de dolari containerul. Și pentru ei este mult mai interesant ca această logistică să fie cât mai aproape aici de ei. Da? Și vorbim aici, iarăși, în cazul ăsta, de elvețieni. 50 de milioane investiții, ei ne întreabă. Noi vrem 500 de locuri de muncă, deschidem 50 de milioane investiții, dar pe noi interesează. Noi vrem să producem aparate de cafea cap-coadă. Și acum aport o creștere, adică o solicitare mai mare pentru aparatele de cafea pentru casnici. Da? Probabil în timpul pandemiei multă lume a stat acasă și vreau să cumpere și au cereri mari, enorme. Și ei ne întreabă, uitați-vă, bun, în primul rând au fost 6 țări au ales. Într-o finală a rămas noi și România și ne întreabă, deci voi aveți competență în metal? Fiindcă multe chestii sunt de metal în aceste aparate cafea. Pe urmă, uitați-vă, sunt chestii subcomponente din plastic, da? Iar și aveți competențele astea. Și stai și spui, da, iată, noi parțial avem. Și de ce noi la ziua de azi, eu vă zic, din restul 10 companii, cred că 8 companii cer anume aceste competențe. Am semnat iată, acum 2 săptămâni cu USAID, cu americanii, sunt gata să investească iarăși pe platforma asta de inovare, cercetare, dezvoltare, încă $1 milion. Deci aici, în Chișinău, deci noi nu ne propunem să avem produceri clasice, fiindcă nu este logic, produce trebuie să fie undeva în teritorii. Și iată, deci aici o să pregătim forță de muncă calificată și ați văzut, deci o oră și ceva noi am discutat, câte probleme, vorbim de un sector, iar exact. noi nu putem definitiv să închidem sectorul ăsta agricol, da? Dar iarăși, noi trebuie să avansăm mai departe, da? Că dacă stăm aici și mai departe subvenționăm chestiile astea, deci nu ăsta este drumul, nu știu, dar rogăv nicuda, cum s-ar zice. De ce noi, în afară de aceasta, noi am venit cu un proiect de lege, am prezentat și deputaților din Comisia Economiei, Finanțe și Buget. Noi trebuie să creăm acum niște oportunități și alt proiect de lege care noi l-am pus pe masă deputat, o sper mult poate în timp să fie votat, deci este, vorbim și ceva care s-a confirmat în timp. Deci avem pentru sectorul IT, este impozit unic de 7%. Da? Și uitați-vă cum s-a dezvoltat sectorul IT. Deci avem, practic, acum, cred că undeva în jur de vreo mii de companii care s-au înregistrat în acest parc virtual. Acum noi venim cu aceeași idee. I-am zis, uitați-vă, fraților, noi nu vrem numai în IT. Haideți să vrem, dacă vrem, să redresăm industria prelucrătoare a țării, da, care cuprinde toate industriile în afară de cele de utilități. Iată, de exemplu, în Germania. În Germania, un specialist în cercetare, dezvoltare câștigă 8, dar mai mulți profesori la universitate, să zic, Marin, calculează în sectorul privat 10.000 de euro. Acum, vă dați seama, noi nu trebuie să facem mari intervenții. Și eu am avut niște discuții. La lumea deodată percepe chestia asta ca un contabil, da? A, dar cât noi rătăm? Dar cât noi rătăm dacă lumea asta din general pleacă? Acum închipuiți-vă, deci un specialist care are 10.000 de euro în Germania, de exemplu vorbim de firma Trump sau aceeași Sumitomo, au 3.000 de angajați, 2.000 de angajați în cercetare, dezvoltare. El dacă vine aici în Republica Moldova și în loc de 10.000 achită 2.500 de euro, plus noi dacă am achitat, de exemplu, 7% la stat. Dar cel mai important, noi ținem acești oameni într-un segment, sector foarte important în cercetare, dezvoltare. Da? Și eu cred, și eu am avut 6 companii, deci asta a fost în 2019, fiindcă eu am luptat mult și aici, într-adevăr, m-a ajutat domnul, fostul colega dumneavoastră, Igor Munteanu, deci eu am luptat pe atunci cu 2 șmecheri la guvern, în funcții foarte mari, un imobil de pe Sprincenoaia. Deci am luptat 2 ani și m-am amenințat și cu moartea, da? Fiindcă eu pe urmă am dat seama, deci terenul acela avea o valoare de 11 milioane de euro. Ei au vrut în continuare să demoleze toți, construiască casă de lux. Și atât... unul din ei până în ziua de azi controlează agenția proprietății publice. Probabil, nu știu. Este vorba de Baldovici.
Bine, și iată, iată, noi dacă reușim cu această inițiativă, iarăși putem să creăm niște premize, că noi nu trebuie să... Și partea bună, că deja s-a demonstrat, da? O companie din Bălți care se ocupă cu producerea clasică a deschis un birou de cercetare dezvoltare aici la Râșcanovca. Tinerii ăștia au peste 1000 de euro salariu, da? În cercetare dezvoltare. Deci e complicat. Deci noi trebuie să da, avem probleme care le avem, trebuie acum urgent să intervenim pe mai multe dimensiuni, să rezolvăm aceste probleme, dar dacă noi nu încercăm undeva să mergem pe lucruri, anume pe industrializare, exact, pe locuri de muncă cu valoare adăugată. Nu o să mai avem cu cine lucrăm. Da, oamenii industrializarea și de acord. Cum să creștem noi altfel veniturile populației? Cum să dăm noi pensii? Și de lucru, deci, eu dacă aș avea acum, de exemplu, o susținere mai mare pe chestiile astea, eu, în afară de, deci, noi acum avem în implementare, chiar dacă e război, noi avem acum în implementare 170 de milioane de euro. Circa 2000 de locuri de muncă care se creează. Uh-huh. Da? Și dacă noi am depune toți efort și am stat, adică acum noi doar nu ne strângem ca să ne călcăm unul pe altă picioare, să arătăm cine mai hârtă sau mai prost. Din contră, ar fi bine să discutăm întrebările astea, unii putem acum ca să dăm impulsurile astea. Dar eu vă zic, fără dezvoltare industrială a țării, nu facem noi nimic. Și o să vrăjim mult timp că s-o scumpit motorina, că nu am acizul. Puțin timp ne-a mai rămas. Ați vrut să interveniți, dar foarte, foarte scurt, pentru că mai am doar un element de discutat legat de prețuri și atât, nu o să mai avem timp după asta. Ce da. Spune domnul Ciobanu e foarte important, pentru că situațiile astea care au căzut peste noi în ultimele 10 luni, cumva inevitabil au impus guvernul să funcționeze într-un regim pompierist. Exact. Pentru că sunt foarte multe crize care trebuie gestionate, da. Probleme curente. Dar în același timp trebuie să privim în viitor, trebuie să privim la dezvoltare. Republica Moldova a avut o creștere a PIB-ului în ultimii 10 ani de circa 4,5%, cam la nivelul României. Uh-huh. Ceea ce nu ne-a permis să ajungem din urmă țările din regiune, nu mai vorbim deja de țările dezvoltate în European. Decalajul între noi și țările din regiune continuă să crească. Și asta înseamnă că atractivitatea României pentru salariații noștri este în continuă creștere. De asta nouă ne trebuie un salt economic real. Și asta nu o să putem face decât prin atragerea investitorilor străini, reforma codului fiscal, la care eu am mare așteptări și care urmează să fie prezentată în luna iunie, da. Ca din 2023 să fie implementat și o chestie de perspectivă de viitor, sunt schimbări la codul muncii, care eu tot cred că trebuie discutate și sunt complicate importante. Complicate schimbări, am văzut. Complicate, dar da. Trebuie discutate, pentru că la fel sunt aceiași chei și măsuri adiționale de suport și subvenționare din partea statului, plus debirocratizarea totală a relației statului cu business-ul. Ca să nu punem piedici și domnul Ciobanu să aibă mai mult timp să găsească antreprenori decât să alerge după hârtiuță. Exact. Da, iar pentru ca investitorii să vrea să vină în Republica Moldova, și judecătoresc e foarte important să avem o justiție de care, previzibilă cel puțin, să avem o justiție care să... E acum previzibil negativă. Să nu le punem afacerile în pericol. Da, dar ziceam că doar un element vreau să mai reușim să discutăm în această emisiune. Au crescut tarifele la gaz, au crescut tarifele la energia electrică, deja sunt aplicate de la retroactiv de la 1 iunie. E clar că aceste două majorări de tarife vor avea reacții în lanț pe care noi le vom simți în lunile următoare. Cam la ce ar trebui să ne așteptăm? Puteți să ne dați o prognoză? Din punctul meu de vedere, foarte mult depinde de guvern. Eu nu odată am spus și reiterez încă o dată. E nevoie de corectarea cursului. Acea linie care a fost inițial cumva pasul venit la puterea pe ideile ideologie liberală, dar cu dimensiunea cheltuielilor sociale majorate. Și într-adevăr, se laudă că nu a fost așa ceva cheltuieli sociale. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Doar că, repet încă o dată, acest dezechilibru cu, pe de o parte, încercarea de a stinge focul cu banii la cetățeni, că hai venituri, eu tot am spus să dăm mai multe bani la cetățeni cu venituri mici, și pe de altă parte, fără a lua măsuri pe altă dimensiune, de extinderea bazei legale, combaterea economiei tenebre, combaterea acordurilor de cartel, monitorizarea prețurilor, aici nu s-a făcut nimic. Aici au lăsat tot la discreția magnaților
și liberalism sălbatic noi am avut în acea zonă. Din punctul meu de vedere, e nevoie de corectat Kosovo. E nevoie ca să fie elaborat un mecanism rapid, funcțional, eficient, privind monitorizarea prețurilor, privind dialogul cu business, dialogul real, fără birocratizare și fără piedici, despre care noi am auzit, să fie o abordare consecventă, sistemică. La moment, una spunem, alta facem, a treia fumăm. Vorbim de, pe de o parte, Consiliul de Securitate dă recomandările pentru producători autohtoni, dezvoltarea, mai mult accent, că într-adevăr noi vedem acum ce înseamnă lipsă producători autohtoni, pe de altă parte noi vedem cum Ministrul Economiei anulează 50% pe rafturi, relațiile de retail care foarte corect a menționat domnul Dan Perciun, o scos tot ce era legat de plafonarea retail-urilor din acest proiect de lege. Și iată peste tot, din punctul meu de vedere, dacă vrem să controlăm mai departe inflația, dincolo de încercare de a pompa banii, cheltuieli sociale, disproporțional, care repede se duc, băieții șmecheri majorează prețurile mai repede față de alocările sociale, e nevoie de a face regulă la nivelul economiei. La moment, din punctul meu de vedere, noi avem dezastru în domeniul administrării blocului economic. Și aici, repet încă o dată, e nevoie de remanier și de alte persoane mai competente care foarte rapid să asigure colaborarea eficientă între mai multe autorități, combaterea monopoliștilor, lupta cu businessul mare, cu magnații ăștia care fac și vor cu băieții șmecheri și, desigur, în paralel să meargă și reforma justiției. Dacă în următoarele, acum e crucial, eu văd cum s-a schimbat temperatura în societate, fiecare zi merg în teritoriu. În următoarele două luni, dacă aceste lucruri nu vor fi efectuate, noi putem să așteptăm la mai multe porcării și la mai multe mișcări revanșade din partea coloanei a cincea. Mai ales că coloana a cincea deja este, noi știm cine conduce coloana, stă la domiciliu și două speranțe are. Să vină mai repede rușii la hota cu Transnistria și a doua mai multe greșeli să facă această guvernare. Din păcate, cu prima, slavă Domnului, avem Ucraina, dar pe a doua dimensiune, guvernarea cam joacă în așa mod ca toate lucrurile bune se duc la o parte, dar toate aceste momente legate de neeficiență guvernării pe domeniul economic și controlul prețurilor, toate aceste lucruri... Două luni mi se pare mult. Foarte scurt, vreau să vă întreb, că tot zicea domnul Slusar de remanieri, care, da, parcă... Se impun. Vedem că sunt mai multe opinii care spun că, da, parcă nu peste tot merge strălucit. Dar vreau să vă întreb de niște funcții despre care în campanie ne-ați spus că aceste funcții sau personajele care stau acolo vor fi eliberate. Și e vorba de Curtea de Conturi, acolo unde este Marian Lupu și așa, de Andre, unde stau oamenii puși de Plahotniuc, și vreau să vă întrebăm ce faceți cu guvernatorul Băncii Naționale, până la urmă. Da, scurt. Nu, în primul rând aș comenta... Puțin timp avem, să știți. Bun, cu guvernatorul Băncii Naționale există acea comisie parlamentară care a fost creată, are o lună de zile, să analizează modul în care a gestionat BNM situația. Eu cred că BNM a apăsat pe pedală și a dormit la volan. Și inclusiv o responsabilitate pentru situația care noi vedem astăzi o aparține BNM. Pentru că a reacționat extrem de târziu și pe rezervele obligatorii și pe rata de bază. S-a trezit deja când inflația era 14-15%. Dar urmează să se expună comisia, să analizeze în complex. Pe Andreea... Deja sunt buni? Nu, nimeni nu spune că Andreea sunt buni. În criză, în circumstanțele cele care au fost complicat să intervenim, dar trebuie să schimbăm legea, pentru că să putem să-i dăm afară pe cei din Andreea. Noi am fost împreună cu domnul Sulușor. Ați demonstrat că în alte cazuri ați putut și cu procurorul. Este adevărat. Eu sunt sigur că noi o să renunțăm. Ideea inițială era să comandăm Andreea cu Consiliul Concurenței, după care acea idee o decăzut, s-a renunțat șef nou la Consiliul Concurenței. Da, eu sunt de acord că a fost o întârziere, trebuie luată decizie. Curtea de Conturi, scurt. Curtea de Conturi, mai țineți acolo? Curtea de Conturi este problemă iarăși de lege și de niște principii. Inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Deci Curtea de Conturi este... Mai ești cumva, pe acolo, da.
o relație specială cu partenerii străini care insistă pe independența Curții de Conturi și inamovibilitatea persoanelor numite acolo, pentru că trebuie să asigure monitorizarea guvernării și așa mai departe. Bun, mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Nu mai avem timp, din păcate. Doamnelor și domnilor, încheiem aici și ne revedem joi. Numai bine! Sunt Vitalie Călugăreanu și vă invit să urmăriți Cabinetul din Umbră și pe canalul nostru de YouTube, Jurnal TV. Acolo o să găsiți un playlist cu toate emisiunile precedente. Abonați-vă ca să fiți la curent cu realitatea!